Polițiștii din cadrul biroului pentru imigrări al județului Hunedoara au înregistrat anul trecut 3.901 cereri de obținere a avizelor de angajare în muncă. Dintre acestea, 3.303 au fost aprobate, fiind emise avize de angajare în muncă pentru lucrătorii permanenți. Tot anul trecut, polițiștii de emigrări din Hunedoara au depistat în situații ilegale peste 60 de străini. În anul 2022, polițiștii din cadrul biroului pentru imigrări al județului Hunedoara au înregistrat 3.901 cereri de obținere a vizelor de angajare în muncă, cele mai multe pentru cetățenii din Bangladesh, Pakistan, Nepal, India, Maroc și Sri Lanka. Dintre acestea, 3.303 au fost aprobate, fiind emise avize de angajare în muncă pentru lucrătorii permanenți. În ceea ce privește admisia în România, în perioada de referință au fost înregistrate 28 de invitații depuse pentru străini, proveniți în principal din Palestina, Algeria, Egipt și Iran, și 8 cereri de admisie în scopul reîntregirii familiei, majoritatea pentru cetățeni din China. În materie contravențională, polițiștii de imigrare au aplicat atât persoanelor fizice cât și juridice 90 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 217.500 de lei pentru nerespectarea prevederilor privind regimul străinilor în România, se menționează în bilanțul activității IPJ Hunedoara pe anul 2022.